Vă spunem un bun venit la emisiunea Întreabă, Cuvântul. Ne bucurăm că avem din nou ocazia să fim împreună și astăzi și, după cum spuneam, lunile de vară aduc cu ele un număr de oaspeți la Loma Linda, mai mulți decât de obicei. Am avut privilegiul să-i avem cu noi pe pastorul Uba, doctorul Dinu și astăzi pastorul Valentin Filimon. Bine ați venit la noi! Ne bucurăm mult că ați acceptat invitația să studiați împreună cu noi. Mulțumesc pentru invitație. Și sperăm să avem ocazia și altă dată. Cu ajutorul lui Dumnezeu. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Sunt pastor în conferința Muntenia, până de curând responsabil al școlii post-liceale sanitare Dr. Luca din Brăila. Iar de puțin timp, responsabil al departamentelor de educație, libertate religioasă și relații oficiale din cadrul conferinței Muntenia. Cu ce ocazie ne vizitați? Sunt la Loma Linda în urma unei invitații din partea Universității Loma Linda prin școala de asistență medicală de a participa la o conferință de sănătate și stil de viață care a avut un modul special pentru asistență medicală. Ne bucurăm, sperăm să vă vedem și la anul, dacă nu mai e devreme chiar. Știm, dar Dumnezeu are planurile Lui. Și vă dorim mult succes în noile responsabilități. Mulțumesc tare mult. Pastorul Valentin Dăneață, bine v-am regăsit. Bine ne reîntâlnim și aș vrea și eu să extind un salut către toți aceia care ne urmăresc. De multe ori nu vorbim despre dânsii, vorbim mai mult despre noi. Probabil că în dimineața asta a trebuit să le spunem că apreciem foarte mult că suntem împreună și că luptăm prin Harul lui Iisus Hristos pentru ca să înțelegem Scriptura. Vă Amin. Doresc succes și Domnul să ne ajute prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. V-aș invita să ne rugăm înainte de începerea studiului. Tatăl nostru, în numele Mântuitorului, avem nevoie de atingerea Ta. Avem nevoie de călăuzirea Ta, avem nevoie de povățuirea Ta ca un tată în viața noastră. Rămâi cu noi la studiul acesta și îți mulțumim. Amin. Amin. Studiul numărul 7 se intitulează Isus și cei nevoiași. Și aici se ridică prima problemă a studiului, anume definiția celor nevoiași. Cum înțelegeți dumneavoastră această categorie a celor nevoiași? Am putea aborda din perspectivă contemporană și privim în jur, vedem oameni, diferite situații și ne gândim dacă aceștia sunt nevoiași sau nu sunt nevoiași, poate că oricare dintre noi, dintre cei care urmăresc, au întâmpinat și anumite situații care i-au determinat să-și pună semne de întrebare cu privire la onestitatea celor care se declară a fi nevoiași. Tocmai de aceea, cred că ar merita să ne întoarcem sau să ne ducem la definiția pe care ne oferă Scriptura. O clarifică Domnul Iisus Hristos, prezentând anumite categorii. Poate ele sunt generice, dar cred că ele cuprind realitatea aceasta a celor nevoiași. Vorbim despre oameni cu inima zdrobită și aici nu este o problemă materială, ci este o problemă sufletească, spirituală, poate. Avem o altă categorie a celor robi. Sigur, nu mai putem vorbi astăzi de o robie în adevăratul sens al cuvântului, dar trebuie să clarificăm echivalentul actual. Prinși de război. Cred că la bază, adevărata situație a nevoiașilor nu e determinată atât de mult de aspectul vizibil, material, ci mai degrabă de un rezultat al păcatului în viața unui om. Sau de efect al păcatului. Deci, dacă înțeleg bine, o definiție contemporană poate s-ar restrânge la anumite lucruri vizibile. Probleme de natură materială, cei săraci, probleme de natură fizică, cei orbi sau afectați de alte boli ale trupului, cei prinși de război și așa mai departe. Dar dumneavoastră mi se pare că spuneți cei nevoiași sunt cei afectați de păcat, care ar face să cădem toți în categoria celor nevoiași aproape, nu?
Cu siguranță, într-un anumit sens, este adevărat. Însă cred că, pornind de la îndemnul Scripturii, că trebuie să cercetăm situațiile, dacă ne-am limitat doar la aspectul vizibil, că e cel material, că e cel fizic sau de orice altă natură, probabil că nu vom reuși să ajungem la adevărata problemă sau la situațiile cu adevărat oneste în privința acestei stări. La cei care au cea mai mare nevoie de ajutor dintre noi. Exact. Mm-hmm. Și acolo unde ajutorul ar putea să aibă cel mai mare efect. Mm-hmm. Așa cum reușește și Domnul Hristos. Să rezolve niște situații unor nevoiași, iar acele situații cu adevărat să schimbe viața acelor oameni. Mulțumesc. Nevoiașii sunt oameni cu nevoi. Simplu. Punctul numărul 2. Din cauza asta, câți dintre noi n-au nevoi? Toți avem nevoi. Intrăm toți în categoria nevoiașilor? Eu aș zice că da. Punctul numărul 3. Se pare că pământul nu reușește să acopere nevoile oamenilor. Adică oricât de mult aur, argint are cineva, nevoile nu se termină. Din cauza asta ajungem la situația în care vorbește fratele Filip și anume spune, domnule, Domnul Iisus Hristos vorbește permanent de niște oameni pe care eu nu-i mai întâlnesc astăzi. Categoriile respective nu le mai întâlnesc. Erau categorii numai pe timpul Domnului Iisus Hristos? Vorbește Domnul Iisus Hristos de anumite categorii doar de atunci? Sau ele sunt de-a lungul istoriei? Mă tem că sunt de-a lungul istoriei. Sunt categorii sociale care nu dispar. Adică, uite, săraci. Îi veți avea întotdeauna cu săraci. Și noi ne gândim la ăia care n-au bani în buzunar. Dar vreau să întreb, de ce Domnul Iisus Hristos vestește săracilor Evanghelia? Că la cei săraci trebuie să te duci cu bani, nu cu Evanghelia. Dar Domnul Iisus Hristos spune, nu, la săracii ăștia trebuie să te duci cu Evanghelia ca să-i faci bogați. Deci, dintr-o dată, am de-a face cu altă înțelegere a categoriei săracilor. Apoi, cei cu inima zdrobită, acele care au probleme emoționale foarte serioase, Mântuitorul era lângă ei. Noi astăzi le zicem probleme emoționale. Nu, Domnul Iisus Hristos le zice inimă zdrobită. Și când ai de-a face cu oameni cu inimă zdrobită, ai de-a face cu oameni care au fost într-un conflict emoțional foarte puternic, de unde au ieșit traumatizați foarte puternic. 3. Rob de război. Nu mai avem astăzi rob de război. Nu mai avem. Dar cu toate astea, Domnul Iisus Hristos spune că există această categorie fără discuție. Există astăzi. Ar fi tare frumos să identificăm aceste categorii pe care noi le prezentăm cu alți termeni astăzi. Spre exemplu, rob de război, încercăm să spunem că sunt aceia care au dependențe foarte puternice, dependențe de substanțe, dependențe de nu știu ce. Mântuitorul spune, fii atent, în spate e un mare război. Cei apăsați, cei orbi, etc. Aș vrea doar să închei spunând, noi avem termenul acesta, oameni cu dizabilități, astăzi. Oamenii cu dizabilități sunt oameni cu probleme care nu și le pot rezolva. Nevoiașii nu sunt neapărat oameni cu dizabilități. Dar termenii sau situația e foarte aproape. Pentru că nici oamenii cu nevoi nu își pot rezolva nevoile. Să fie nevoile niște dizabilități? Sunt dizabilități sau nu? Dintr-o dată, din momentul acesta, intrăm într-o zonă a spiritului care se manifestă în lumea fizică. Deci sunt probleme spirituale care au repercursiuni în lumea fizică. Atunci când îți faci o casă, când îți alegi un serviciu, când te raportezi social, sunt niște lucruri spirituale care te împiedică să fii întreg. Și apar
în categoria celor nevoiași. Asta este studiul și asta este provocarea care mi se pare mie că ni se aruncă în momentul ăsta. Mulțumesc. Cred că dacă discuția rămâne doar la nivel omenesc și am încercat să clarificăm într-un grup de oameni care sunt persoanele care ar putea să fie identificate în aceste categorii, interpretările sau modul de gândire ar fi unul foarte divers. Mai de aceea, cred că studiul ne încearcă să ne ajute să privim prin ochii Domnului Hristos situația aceasta. Pentru că e posibil să rămânem doar la aspectul real, fizic, material și să nu identificăm, așa cum a fost amintit de către fratele Dăneață, un aspect din spate sau o dimensiune care rămâne de-a lungul timpului, dincolo de o terminologie, cea a Scripturii, rămâne o situație problematică ce ar trebui să fie abordată. Și aceasta ține mai degrabă de o nevoie interioară care determină de cele mai multe ori și o situație exterioară. Deci mai mult decât semnele ușor percepute, semnele, să le zicem așa, reale, avem de-a face cu problemă de natură spirituală, un conflict la nivel spiritual. E mare problemă să consider că tu nu mai ai nevoie de nimic. Și primejdea este să studiem lecțiunea în felul ăsta. Adică ia să vedem care sunt nevoiașii din afară, nu? Ia să vedem ăia. Flămâni, săraci, le dăm de mâncare, le dăm bani, am rezolvat. Asta este marea capcană a acestui studiu. Pe de altă parte, o altă problemă este cine sunt adevărații nevoiași? Știți că toată lumea întinde mâna. Întreb, noi discutam în alt studiu. Noi suntem bogați sau suntem săraci? Depinde de perspectivă. Noi suntem bogați sau suntem nevoiași? Și Mântuitorul spune, prin sărăcia lui, el ne-a făcut pe noi bogați. Noi, din momentul ăsta, ar trebui să începem să dăm. Cui să dăm? Sunt două extreme în lumea noastră. Sunt unii care spun, săracii, nevoiașii, lumea cu nevoi, domnule, așa le trebuie, ei și-au făcut-o. Sunt alții care de partea cealaltă spun, domnule, cred că biserica ar trebui să se transforme într-o agenție de facere de bine. Să deschidem cantine și uite așa, asta este adevărata menire a bisericii. Între astea două, iertați-mă, unde ar trebui să fie poziția bisericii mele? Noi în America, aici, avem republicanii de o parte care spun capitalismul protestant trebuie să formeze pe oameni și să lupte și să muncească și să câștige ceva. Democrații vin din partea cealaltă și spun, dom'le, ar trebui să dăm mâncare și celor ce nu vor să muncească. Biserica ce zice? Adică nu biserica, cuvântul lui Dumnezeu ce zice? Asta e provocarea care văd eu în studiul ăsta. Mulțumesc. V-aș atrage atenția asupra unui alt aspect din textul de memorizat și anume prima propoziție. Duhul Domnului este peste mine. Pentru că m-a uns să vestesc și urmează diferitele acțiuni. Cum înțelegeți sau cum interpretați această deschidere a textului? Și aborda doar un aspect al sensului larg al expresiei. O intervenție spre o situație cu adevărat reală și acolo unde e necesară o intervenție, nu se poate face decât cu această călăuzire, sub această călăuzire. Prin Duhul Domnului. Exact. Pentru că ne uităm chiar la Domnul Hristos. Merge și rezolvă anumite cazuri, dar lasă și nerezolvate în alte cazuri. Și atunci ne gândim cum. Și cum a putut face diferențierea aceasta și pe ce bază. La fel și în experiența creștină actuală. E posibil ca cineva să fie sensibilizat pentru o situație și să încerce să determine pe toți ceilalți
să se implice în acea situație, dar e posibil ca ceilalți să nu considere la fel sau să apară alte provocări. Tocmai de aceea cred că Duhul lui Dumnezeu este cel care ne poate ajuta să identificăm acele situații, acele cazuri, acele nevoi care pot fi în mod holistic abordate, nu doar vizibil. Pentru că un risc, și cred că l-am constatat fiecare, e acela de a limita intervenția sau rezolvarea unei nevoi doar la o problemă concretă, doar la un aspect. I-am dus unui om ceva și am terminat. I-am dat unui cercetător o sumă de bani și am terminat. Nu este, cred că, abordarea completă a Scripturii. De aceea, Duhul lui Dumnezeu este cel care poate să ne sensibilizeze și să ne conducă spre situațiile care au nevoie de sprijin. Mulțumesc. Partea de duminică a lecțiunii noastre ne introduce pe Domnul Iisus Hristos, lucrarea Lui vis-a-vis de cei nevoiași. Textul de memorizat, care este reluat în partea de luni, ne amintește că vis-a-vis de nevoiași lucrează și Duhul Sfânt. Acum, ceea ce aș vrea să zic este că textul ăsta este un text care ne ajută foarte mult în înțelegerea și lucrării și a personalității Duhului Sfânt. Există persoane, și la asta fac trimitere acum, există persoane care zic că Duhul Sfânt nu este altcineva decât Duhul lui Iisus Hristos și că Duhul Sfânt nu există ca o persoană sau ca o identitate sau o entitate separată. Ei bine, textul ăsta ne ajută. Studiul lecțiunii nu are de-a face cu asta, dar pentru cei care au probleme cu personalitatea Duhului Sfânt, le recomand textul de memorizat din Luca 4, care spune: Duhul Domnului este peste mine. Domnul Iisus Hristos spune că Duhul Sfânt a venit peste El. Ceea ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos are asistența unei alte persoane care îl ajută în lucrarea pe care o face El acum ca om sau ca Dumnezeu întrupat între noi. Nu poate să fie propriul său spirit care vine asupra sa. Nu. Este un text care definește foarte bine aici că Domnul Iisus Hristos este separat de Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt vine în ajutorul său în lucrarea pe care El o are. Mulțumesc. Aș ruga să trecem mai departe la secțiunea de luni. Și secțiunea aceasta, secțiunea duminică și luni, discută misiunea lui Hristos din două puncte diferite de vedere, da? Unul al Mariei, celălalt anunțat de însuși Iisus Hristos. Cum am putea să abordăm aceste două perspective? Scurt de tot, secțiunea de duminică și cântarea Mariei îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca piatra de potignire. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos nu se va potrivi absolut deloc cu așteptările nimănui. Domnul Iisus Hristos va fi o surpriză imensă pentru toată lumea. El este cel care a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor? La aceasta vă referiți? Mă refer la asta și mă refer la versetul 52 care spune: a răsturnat pe cei puternici. Nu? A înălțat pe cei smeriți. Flămânzii au fost săturați. Bogații au fost scoși afară cu mâinile goale. Este răsturnarea socială care are loc prin Domnul Iisus Hristos și ar trebui să aibă loc prin creștinism. Este o provocare foarte radicală în cântarea Mariei. Vedem că aceeași idee rămâne la Domnul Hristos atunci când menționează ordinea sau aparenta ierarhie a împărăției cerurilor. Cine vrea să fie mai mare, să fie slujitor. În ierarhizarea socială erau aceste categorii așezate, cei favorizați, cei care au avut perspectivă de viață, cei care au reușit să-și dezvolte statutul.
Și apoi erau ceilalți care se aflau undeva pe un nivel inferior. Însă împărăția lui Dumnezeu schimbă, exact cum a fost amintit, răstoarnă. Și tocmai această răsturnare, de fapt, cred că la urmă urme creează un echilibru. Echilibru pe care lumea, societatea, chiar dacă a încercat orice formă de societate, comunistă, capitalistă sau orice altă formă, n-a reușit să o aducă. Hai să încercăm să apucăm lecțiunea și de un alt mâner, din altă parte. Ce a reușit Satan să facă în societatea asta? Marele vrăjmaș, geniul acesta al coruperii. El efectiv... Deci Domnul Iisus Hristos a creat o societate în Eden. Societatea armonioasă, perfectă, inotempore, de societatea ideală, creată de Dumnezeu. În societatea ideală creată de Dumnezeu, unde toate erau în abundență, în așa fel încât orice nevoie a ființei umane era împlinită. Începând de la nevoia spirituală, care a fost împlinită în sabatul creațiunii, când Dumnezeu a petrecut timpul cu omul, umplându-i sufletul la nivelul tuturor nevoilor lui, până când, eu știu, pomul vieții rodea 12 feluri de fructe, astfel încât și partea fizică era absolut împlinită. În acest context apare vrăjmașul. Iar el produce schimbări. Pentru că asta este dorința lui, să producă schimbări. Cum vedem schimbările astea pe care le aduce Satan la marele vrăjmaș? El propune o nouă societate, propune o nouă ordine de existență, propune o nouă platformă, program a împărăției sale. Și cu platforma asta, program, se întâlnește Domnul Iisus Hristos. Dar haideți să vedem care este platforma lui. Tocmai de aceea am spus că la bază starea aceasta de nevoiași sau situația aceasta de nevoiași are de fapt la bază, cum spuneam, are o problemă de moralitate, de dezechilibru în armonia aceasta creată de Dumnezeu. Deci Satan vine în situația asta ideală, aruncă planul lui. Și se creează primul dezechilibru între Adam și Eva, când dorințele uneia, respectiv ale Evei, menționează Scriptura, se vor ține de altul. Exact. Se agață de altcineva, depinde de altcineva. În mod normal, în societatea lui Dumnezeu n-ar fi trebuit să fie nevoi neîmplinite. De ce creează marele vrăjmaș aceste nevoi, aceste lipsuri, aceste frustrări în personalitatea umană? Pentru că, în opinia mea, este strategia lui ca aceste nevoi să existe. Din ce cauză lucrează așa? Pentru că, în mod normal, în societatea creată de Dumnezeu, nevoile sunt împlinite de Dumnezeu. Da. Când Satan seamănă conflict în societatea aceasta și creează dezechilibru, încearcă să reorienteze omul către alte surse de împlinire, ca să spun așa. Și mă gândesc la faptul că Dumnezeu a oferit omului tot ceea ce avea nevoie, tocmai pentru ca omul să se raporteze la Dumnezeu nu ca o dependență fizică obligatorie, ci ca o recunoaștere. O recunoaștere rațională, o recunoaștere afectivă în același timp. Spune, totul este asigurat. Spune, uite, v-am dat grădina aceasta, puteți să mâncați, totul este în regulă, este pentru voi. Relația cu Dumnezeu era una de altă dimensiune. Nu de dependență din această obligatorie. Pe când Satana exact lucrul acesta îl creează, și anume creează o nevoie pentru ca el să propună o soluție. Ai nevoie de fericire? Oh. Foarte bine. Atunci îți pot da o substanță pentru asta. E vorba, vreau să întreb, omul care are frustrări, deci nevoi neîmplinite, cum este din punct de vedere al manipulării? Susceptibil. E foarte vulnerabil. Da. Și acum să facem o recapitulare. Dumnezeu se retrage din viața omului în momentul păcătuirii.
se creează un gol. E convenabil pentru Satan apariția golului respectiv? Categoric este. O ocazie de care nu trebuie ratată. Este fantastică. Omul are un gol și golul acesta poate să fie manipulat foarte ușor. Foarte ușor. Și începe marea manipulare a păcatului. Pentru că prin păcat Satan face treaba aceasta. Iar omul, care până acum era legat de Dumnezeu, prin ceea ce face, prin manipularea lui Satan, omul este legat, spuneați mai devreme, Ionel, spuneai tu și dumneavoastră, omul este legat de cine? Furnizor. De amăgitorul, arhiamăgitorul. Și de lucrurile, și de lucrurile neesențiale din jurul lui. Dacă până acum el a legat de Dumnezeu, acum este legat de un Mercedes, este legat de un BMW, este legat de o casă, este legat de soț, este legat de soție. Deci omul se agață de toate lucrurile din jurul său în dorința disperată de a-și umple vidul, golul lui. Și din momentul ăsta suntem extrem de vulnerabili. Extrem de vulnerabili. Satan se joacă cu noi datorită acestei realități. Deci pe fondul ăsta suntem aici. Mulțumesc. Și atunci, dacă suntem pe fondul ăsta, cântarea Mariei spune că Domnul Iisus Hristos vine pentru ca să răstoarne această realitate. Această realitate a manipulării. Să-l pune pe om într-o situație în care să nu mai poată să fie manipulat atât de ușor. Să nu mai poată să fie distrus atât de ușor. Da? Și cei nevoiași vor deveni, iertați-mă, mulțumitori. Dintr-o dată. Și asta este... aș fi vrut să discutăm despre lucrul acesta. Care este starea la care vrea Dumnezeu să aducă pe cei nevoiași? Și... pentru că m-am deconspirat, voi spune treaba asta. Dumnezeu vrea să ne ducă la mulțumire. Să spune, avem toate din belșug. Mulțumiți lui Dumnezeu în toate lucrurile. Sau pentru toate lucrurile. Sau fiți mulțumitori. Pentru că s-a amintit în discuția noastră de starea edenică, cred că o dimensiune a lucrării Domnului Hristos a fost aceea de a reaminti omului că la început cel care a oferit, cel care a fost provider, cel care a pus la dispoziție totul și poate în continuare să pună la dispoziție totul, să rezolve orice fel de nevoie, este tot Dumnezeu. Și acum, la fel. Chiar dacă în gândirea omenească lucrurile se deformaseră foarte mult și rezolvarea nevoilor erau privite în aspect real, material, de cele mai multe ori. Domnul Hristos vine și spune, uite, e problema bolii? Dumnezeu o rezolvă. Este problema foametei, lipsei de hrană? El o rezolvă. De două ori, într-un mod miraculos. Și așa mai departe. Pentru a ne duce înapoi la Eden și a recunoaște care este, sau cine este cel care poate rezolva în final toate nevoile. Mulțumesc. Când Iisus citează din Isaia 61, se oprește la un anumit punct. Mi se pare, fără îndoială, o face bine gândit, știe exact de ce se oprește acolo. Mi se pare însă interesant să ne uităm la restul pasajului din Isaia, unde, după ce spune, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, apare din nou aspectul judecății. Deci, lucrurile care până acum erau într-un anumit fel, în felul corect al lumii, vor fi întoarse în felul corect al lui Dumnezeu la ziua judecății. Spune... Nu numai și ziua judecății, dar și ideea de război, care apare permanent aici. Robii de război, mânia lui Dumnezeu, care apare în final. Și referitor la felul în care lucrurile vor fi, când lucrarea lui Iisus se va termina, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Vreau să rămânem puțin scurt de tot la treabă și să întreb. Versetul 52 din duminică, mă întorc la Luca 1, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie. Cei puternici sunt puternici în mod real
sau avem de-a face cu o pseudoputere. E o iluzie a puterii. Mulțumesc. Sunt oameni goi pe dinăuntru, care din punct de vedere al relației sociale bat cu pumnul în masă și toată lumea îi ascultă. Dar ei sunt goi pe dinăuntru. Sunt extrem de vulnerabili. Da? Pe de altă parte, Dumnezeu i-a înălțat pe cei smeriți. Cei smeriți sunt oameni care n-au nimic sau de ce îi înalță Dumnezeu pe cei smeriți? Pentru că noi privim pe cei smeriți ca fiind non-valori. Noi privim pe cei smeriți ca fiind oamenii cei mai nevoiași, cu nevoile cele mai mari. Sunt non-valori cei smeriți? Sau nu? Sau sunt chiar disprețuiți? Corect. Pentru că bunătatea, bunul simț, nu mai sunt niște monede cu valoare pentru societate. Ești naiv dacă ești bun. Ești un simpleton în limba engleză. Cred că fraiere, cuvântul cel mai potrivit în limba română. Deci, cei smeriți. Observați categoriile astea. Cei smeriți sunt aceia care au mare nevoie de Dumnezeu. Ei s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. Acești smeriți nu sunt smeriți înaintea oamenilor. Nu sunt niște oameni care stau cu capul plecat tot timpul și un yes man. Da, domnule, așa facem tot timpul. Nu. Sunt oamenii smeriți care singurul care poate smeri în mod autentic e Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu îi înalță pe cei care s-au smerit înaintea lui. Celelalte categorii, cei flămânzi, i-a săturat cu bunătăți. E vorba despre cei ce stau la colțuri și n-au mâncat de 3 zile? Despre asta e vorba? Dumnezeu i-a săturat cu bunătăți? Adică despre cei ce întreabă muieții posmagii? Cine sunt cei flămânzi de aici? Și din nou, dacă trebuie să fim consecvenți, cei flămânzi la fericirea lui Iisus Hristos, da? Însetați, flămânzi și însetați după, după neprihănire. Este vorba de altceva, este vorba de... Și vă rog să observați acum, adevăratele categorii ale Domnului Iisus Hristos, într-adevăr, sunt acelea definite din interior. Sunt oamenii care nu sunt flămânzi după bucată de pâine, ci sunt oameni care sunt flămânzi după cer. Și în sensul ăsta, Domnul Iisus Hristos răstoarnă totul și încearcă să refacă adevăratele nevoi ca la început, adevăratele valori ca la început. Bogații sunt cei... Cine sunt bogații aici? Pe bogații a scos afară cu mâinile goale. Bogații sunt aceia care au căutat și n-au găsit nimic la Iisus Hristos. Au venit la Domnul Iisus Hristos, au căutat ceva și n-au găsit nimic. Au plecat de la Domnul Iisus Hristos complet dezamăgit. Tânărul bogat. Vine la Domnul Iisus Hristos, el zice că el caută împărăția cerurilor și Domnul Iisus Hristos îl face de ea să afară și nu-și găsește locul în împărăția lui Iisus Hristos. Este vreo, dar cred că este o decizie pe care o ia cineva între două oferte la fel de atractive din perspectiva acelui om. Acest lucru se întâmplă cu tânărul bogat. Și anume, primește mesajul Domnului Hristos, îl înțelege, dar se uită și la cealaltă opțiune, și anume bogățiile pe care le avea, și atunci ia o decizie între cele două. Și cred că această categorie ia decizia, nu că nu apreciază neapărat oferta lui Dumnezeu, dar ia decizia să rămână cu ceva palpabil. Și din păcate, probabil că acesta este unul dintre riscurile când vorbim de subiectul acesta al celor nevoiași, ca cineva să se limiteze doar la un element palpabil. Să spună, asta înseamnă a rezolva o nevoie sau asta aștept eu, sau prin asta aștept eu să mi se rezolve nevoia. Deci este clar că noi ne-o facem. Domnul Iisus Hristos ne pune înainte și noi alegem. Și ei au ales să iese afară cu mâinile goale, pentru că Domnul Iisus Hristos n-a coincis absolut deloc cu căutările lor. Asta este marea problemă. Că noi avem nevoi false. Noi căutăm altceva chiar și în împărăția lui Dumnezeu. Noi căutăm altceva chiar și la Domnul Iisus Hristos. Întrebarea se pune, e o nevoie sau e un capriciu? Pentru că de multe ori spun, am nevoie de, și la întrebarea e, pentru ce ai nevoie de? Nu poți să găsești un răspuns potrivit. Am nevoie pentru că vreau. Iau că îmi place. Da. Deci sunt nevoi false, pe care tu le numești capricii, fără discuție.
Când un om întreabă muieți sunt posmagii, e capriciu. Când un om stă și vrea ca biserica să-i umple traista cu de toate și el să nu facă nimic, e capriciu. Moft. Moft, mulțumesc. Când un om însă, n-are, eu știu, mijloace materiale, dar în sufletul său există foamea asta după lucruri mai înalte, omul ăla merită ajutat. Deci condiția este foamea după lucruri mai înalte, idealuri sfinte, deosebite. Identificați pe oamenii ăștia și ajutați-i pe aceștia care sunt adevărații oameni cu nevoi. Asta este platforma Domnului Iisus Hristos, platforma programului. Domnul Iisus Hristos nu, observați, nu identifică pe oamenii aceștia prin termeni sau concepții sau concepte psihologice, ci identifică pe oamenii aceștia prin termeni care intră profund în ființa lor și spune: Doamne, oamenii ăștia sunt flămânzi după cer. Când găsești un om flămând după cer, ajută-l și omul ăla flămând după cer va fi compatibil și cu lumea aceasta, adică va face ceva pentru în lumea aceasta, dar și în lumea viitoare. Sunt valori care depășesc pământul ăsta și se orientează către veșnicie. Oamenii ăștia trebuie ajutați. Este foarte important că și putem vedea lucrul acesta în societate. Datorită răsturnării valorilor lăsate de Dumnezeu, oamenilor le este nouă chiar, ne este greu să facem diferența între dorințe și nevoi. Și marketingul folosește foarte mult dezorientarea aceasta, propunând produse pentru a satisface nu atât de mult nevoi, ci mai degrabă dorințe. Și asta se întâmplă și multe lucruri care sunt privite ca fiind nevoi sunt de fapt, așa cum a fost amintit, sunt de fapt la bază niște dorințe. Iar Domnul Hristos, abordând problemele reale ale oamenilor, pornește pe structura aceasta. Le oferă oamenilor hrană după ce au ascultat o zi întreagă. Sau au ascultat Evanghelia și înțelegea și nevoia aceasta fizică a oamenilor. Nu se oprește doar la nevoia spirituală, ci și nevoia fizică. Slăbănogul, cel care este adus de prietenii săi, Domnul Hristos, și pentru el, și pentru cei care erau prezenți, pornește tot pe același sistem. Și anume, rezolvă o problemă spirituală, urmat de o problemă fizică. Ionel, îmi dai voie? Aproape că simt că am tratat puțin și luni și îmi dau voie ca să mă leg de ceea ce a spus el și să pun o problemă din secțiunea de marți. Păi, cred că am trecut pe neobservată în secțiunea de marți. Da. Vreau să te întreb, totuși acolo, în secțiunea de marți, se spune că Iisus a tămăduit pe toți bolnavii. Textul ăsta, sau afirmația asta, poate să fie o afirmație capcană. În sensul că avem impresia că Domnul Iisus Hristos i-a vindecat pe toți. A trecut printr-un sat, prin Capernaum, este amintit. Și n-a mai rămas niciunul. Că cineva credea, că nu credea, el a vindecat pe toți. Pentru că Domnul Iisus Hristos a vrut să rezolve problemele sociale și a fost un asistent social de primă mână sau un medic de primă mână care n-a mai lăsat pe nimeni nevindecat. Ori tu spuneai că a fost cât de cât selectiv. Cum împăcăm cele două? Cel puțin în ocaziile evidente putem vedea procesul acesta sau structurarea aceasta a lucrării Domnului Hristos. Acum, chiar și în Capernaum, avem ocazia aceasta când Domnul Hristos merge în sinagogă, acolo rezolvă o problemă a unui demonizat, se creează o reacție, oamenii devin interesați în primul rând de Domnul Hristos, soacra lui Petru de asemenea primește tămăduirea Domnului Hristos și oamenii se strâng seara și primesc vindecare din partea Domnului Hristos. Dar interesant, Domnul Hristos se retrage la munte pentru rugăciune și dimineață vin ucenicii, îl găsesc și spun: s-a dus vestea, oamenii au venit. Surprinzător, Domnul Hristos nu dă curs acestei invitații. Oare de ce? Nu neapărat că oamenii care veniseră de dimineață nu aveau nevoi sau erau diferite față de cele ale celor care veniseră seara, ci cred că Domnul Hristos, prin ceea ce face,
vrea să rezolve, în primul rând dimensiunea aceasta sau să rezolve nevoia aceasta de înțelegerea omului a puterii lui Dumnezeu mai degrabă. Deci spunea anterior că Domnul Iisus Hristos le propovăduiește o zi întreagă și după ce le propovăduiește o zi întreagă, îi vindecă pe cei ce au rezistat să asculte o predică de o zi întreagă. Cei care n-au plecat acasă, cei care sunt acolo, vor fi vindecați. Asta ai vrut să spui, e corect ceea ce am înțeles? Privesc modul în care acționează Domnul Hristos. Uh-huh. Și anume, se ocupă de aspectul spiritual, de mesaj, oamenii ascultă cu interes. Acum, e greu de a putea concluziona dacă toți cei care erau prezenți acolo cu adevărat au răspuns afirmativ, complet, mesajului Mântuitor. Dar o binecuvântare au primit chiar și ei. Pentru că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Adică Dumnezeu rezolvă... I-a vindecat și pe cei răi? Mă refer acum la faptul că le-a oferit hrană celor care l-au ascultat. Da, i-a vindecat. Da, cred că i-a vindecat și pe cei răi. Și pe cei pentru răi. Că, pentru pe că pui întrebarea Uite, da. Nu. Au venit 10 leproși. Da. Unul dintre ei a înțeles profunzimea situației. Asta dovedește că Domnul Hristos nu-și limitează lucrarea exclusiv la cei care, spunem noi, merită. Mm-hmm. Merită și răspund afirmativ mesajului intenționat de Domnul Hristos. Ci îl deschide pentru orice ființă omenească. Orice ființă omenească fiind copilul lui Dumnezeu. Orice vindecare, orice împlinire a unei nevoi, mi se pare că, spunem noi aici, că are un substrat spiritual. Deci, pentru ca să răspunzi unei nevoi, trebuie să lucrezi la nivelul spiritual mai întâi sau în mod primar. Și apoi trebuie răspuns în funcție de cerință, trebuie răspuns și la celelalte nevoi. Aș vrea să-L înțeleg pe Domnul Iisus Hristos, de asta mai sap puțin aici. Există harul general. Dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, soare și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Corect? Uh-huh. Fără harul general nu putem trăi. Harul general însă îi duce în cer pe oameni? Ploaia îi duce în cer pe oameni? Nu. Ploaia face ca să crească iarbă și spinii și ciulinii, cresc toți și beneficiază și de soare și de ploaie. Există însă un element care îl numim har special și care are de-a face cu mântuirea. Acum, lucrarea Domnului Iisus Hristos probabil că atinge ambele aspecte. Dar eu cred că Scriptura direcționează în mod special pentru a descoperi lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos, nu lucrarea de har general prin care sunt crescuți și spinii și mărăcinii. Dar Scriptura vrea să demonstreze sau să ne arate cine sau cum vom intra în cer până la urmă. Pentru că ăsta este scopul venirii Domnului Iisus Hristos. A venit să ia la sine. A venit să-i ducă cu sine. A venit să-i formeze pe niște oameni pentru împărăția Lui. Da? Și atunci textul care spune iată măduit pe toți bolnavii, cât de mult are de a face cu harul special sau cât de mult are de a face cu harul general pe toți bolnavii. Plec de la ideea că Domnul Hristos nu lăsa o nevoie nerezolvată. Chiar dacă venea din partea unui om care înțelegea profunzimea lucrării Domnului Hristos. Cea mai mare dramă o văd eu cu tânărul bogat aici, care a venit cu o nevoie extraordinară și a zis Doamne, ce să fac să moștenesc împărăția cerurilor și a venit cu nevoia la Iisus Hristos și a plecat de acolo cu mâinile goale. Face asta Domnul Iisus Hristos sau nu face? Vor pleca oameni cu mâinile goale de la Domnul Iisus Hristos sau nu? Da, dar nu prin intenția Domnului Hristos, ci mai degrabă prin decizia lor, pentru că Domnul Hristos vrea să le ofere ceva complet, ceva mai bun, ceva mult mai înalt, iar dacă așteptările acelor oameni se limitează doar la un anumit aspect, atunci, desigur, tânărul bogat probabil că își dorea
avizare din partea Domnului Hristos, dorea doar o confirmare, neschimbând nimic, și atunci, sigur, nu a putut primi nimic. Intră Domnul Iisus Hristos în scăldătoarea din Betesda și vindecă doar pe unul. Uh-huh. Păi sunt acolo zeci, sute de oameni care stau acolo și rămân mai departe lângă apa aia. Și spre surprinderea lor, ăla care era de 40 de ani acolo, era tata al tuturor, pleacă cu patul după el. De ce așa? E selectiv Domnul Iisus Hristos doar în anumite momente? Este selectiv tot timpul? Da. În lucrarea pământească, Domnul Hristos nu cred că a intenționat să rezolve nevoia întregului pământ și a tuturor oamenilor, ci a căutat. De aceea vedem, am avut discuția de mai înainte, Duhul Domnului este peste mine, merge spre situațiile care cu adevărat au avut efect și care au putut lăsa o amprentă de-a lungul timpului. Uh-huh. Și o dovadă, pe de o parte, a divinității Domnului Hristos și a intenției lucrării sale și a rezultatului lucrării sale, și anume a schimbării vieții unui om. Sunt un fel de teaching moments, cazuri speciale folosite pentru... Cu rol didactic? Învățătura, exact, cu rol didactic. Mă bucur că am ajuns aici. Este foarte interesant. Domnul Iisus Hristos vindecă pe toți bolnavii din Capernaum într-o anumită situație în care vine la el un lepros și zice așa înainte: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Cu alte cuvinte, el spune așa: tu poți să mă curățești, dar nu vrei. Și în fața acestei provocări, cum că Domnul Iisus Hristos n-ar vrea, Domnul Iisus Hristos în seara aia îi vindecă pe toți arătând că el vrea. Dar nu este atitudinea Domnului Iisus Hristos din totdeauna să facă lucrul ăsta nediferențiat. Dar și când face lucrul ăsta și vindecă pe toți aproape nediferențiat, nu știu, o face ca un răspuns la o mare provocare din partea celorlalți. Provocare specifică. O provocare specifică. Și atunci ajungem la concluzia că până și situația asta este o situație didactică în care Domnul Iisus Hristos îi vindecă pe oameni și le arată care este, de fapt, poziția sa sufletească vis-a-vis de cei în nevoi. Aș vrea ca să vă răspund la toate nevoile voastre, dacă voi vreți. Și asta se dovedește prin faptul că celelalte situații descrise sunt în strânsă legătură cu credința celui implicat, celui vindecat. Chiar și în cazul femeii care se atinge de Domnul Hristos, ea se atinge nu întâmplător, că se atingeau atâția, știm foarte bine, ci ea se atinge ca un act al credinței ei. Și atunci de aceea este singura care primește ceva. Cei ce vor să studieze situația aceasta pot să studieze din Matei capitolul 8. Vindecarea leprosului este în capitolul 8 de la 1 la 4 și apoi urmează răspunsul Domnului Iisus Hristos în Capernaum cu vindecarea sutașului și vindecarea celorlalți. Da, mai multor bolnavi. Mai multor bolnavi în altă parte. Da. Mulțumesc. V-aș vrea să trecem mai departe. Sigur. Cred că am atins aspectul practic al slujirii Domnului Hristos, vindecările pe care le-a făcut El și nevoile la care a răspuns. Mai există aspectul profetic sau celălalt fel de abordare a nevoilor omului? La sinagogă. La sinagogă. Cum înțelegeți lucrarea lui Iisus de acolo? Lucrarea care este descrisă în secțiunea de miercuri. Aș vrea doar să spun că modul în care se prezintă aici sinagoga este locul în care sunt orbi, șchiopi. Se pare că la templu și la sinagogă este locul unde îi găsim pe toți acești nevoiași. Ei îi găsim și pe câmp. Cei 10 leproși s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în altă parte. Orbul Bartimeu e la marginea drumului. Dar sinagoga și templul reprezintă locul unde acești oameni își căutau rezolvarea nevoilor lor.
Și probabil că în felul acesta ar trebui să fie înțeleasă și biserica. Locul în care acest fel de oameni își caută rezolvarea lor. Rezolvarea nevoilor lor. Și atunci, vindecarea nu are loc numai la spital, vindecarea nu are loc numai la sanatoriu, trebuie să știm că vindecarea trebuie să aibă loc și la biserică. Și ăsta este cel de-al doilea context în care Domnul Iisus Hristos lucrează. Vindecarea la biserică. Am întâlnit puțin oameni sau întâlnim puțin oameni care să identifice mai mult decât nevoile reale, nevoile materiale. Nu am cutare, eu știu, o atmosferă bună în familie, nu am bani pentru facturi, nu am hrană sau orice altceva. Pe aceste oameni sau noi le identificăm destul de ușor. Ce nu identificăm la fel de ușor ar fi nevoia spirituală. Pentru că Domnul Hristos vine, se prezintă în rolul său profetic de restaurare a obiectivului principal al închinării, tocmai pentru a putea clarifica și nevoia aceasta care ne unește, care e comună, și anume nevoia spirituală. Și templul, în mod normal, trebuia să satisfacă această nevoie, să rezolve această nevoie. Prezența lui Dumnezeu, închinarea față de Dumnezeu, trebuia să rezolve problema aceasta. Situație care fusese afectată de ceea ce se întâmpla la templu și de interesele, de obiectivele pe care oamenii le aveau în preajma acelui loc. Iar Domnul Hristos vrea să restaureze și să spună, există o nevoie pe care locul acesta ar trebui să o poată rezolva. Casa tatălui meu să rămână locul în care omul să-și găsească rezolvarea acestei nevoi. Și aici includea pe absolut oricine, inclusiv pe conducătorii religioși. Textul mi se pare extraordinar. Matei 21:12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Afirmația este cutremurătoare. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos a intrat în templul lui Dumnezeu. Este o afirmație de titlu, ca să zic așa. E, și acolo, în templul lui Dumnezeu, a găsit orbi, șchiopi. Se găsește în templul lui Dumnezeu așa ceva? Iertați-mă, dar orbul, șchiopul, nu era în intenția lui Dumnezeu să existe, totuși. Nu în preoție nu era folosit niciunul care avea o deformitate. Arată că nu este planul lui Dumnezeu ca lucrul ăsta ca aceasta să existe. Și totuși i-a găsit acolo. Și Domnul Iisus Hristos intervine. Acum este o altă problemă. Templul între templul lui Dumnezeu și peștele de tâlhari. La răscrucea asta ne aflăm noi astăzi. Noi putem să facem din templul lui Dumnezeu, din biserică templul lui Dumnezeu, sau peștera de-al de noi. Și în contextul acesta, deci după ce Iisus aplică o corecție și restaurează templul lui Dumnezeu la statutul și la scopul intenționat de Dumnezeu, în condițiile acestea poate avea loc vindecarea. Mă întorc puțin la Matei 12 cu versetul 18. Zice, voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. Aici, în templu, Domnul Iisus Hristos vine să-i vindece, dar să și judece. Este foarte interesant această însoțire a celor două elemente. Vindecarea și judecata. Și este foarte interesant că acest lucru se întâmplă prin Duhul Sfânt. Din nou, acea expresie, voi pune Duhul meu peste el, arătând personalitatea Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, care îl ajută pe Domnul Iisus Hristos nu numai să vindece, dar să și judece. Judecata o putem privi în sensul restabilirii dreptății,
pentru că sau în sensul condamnării sau așezării unei amprente, unei etichete în dreptul unei persoane. Aceasta este de necorijat sau de aici nu mai putem face nimic. Sau este în sensul de judecată, de a face dreptate. Păi, Valentin, când răstoarnă el mesele, când pune el mâna pe bici, când îi scoate afară pe ceilalți și le spune: voi ați făcut din casa mea, tatălui meu, o peșteră de tâlhari. Acum ăștia care îi dă afară, ce erau? Că peștera e de tâlhari. Când îi scoate afară, deci cine sunt? Sunt tâlharii. Deci judecata vindecă pe de-o parte, iar judecata curăță pe de altă parte. Judecata are absolut două fețe, nu? Față de neprihănire e vindecare, față de nelegiuire este curățirea templului de acești oameni. Da, mulțumesc. Cred că era nevoie de clarificarea aceasta, pentru că de multe ori avem tendința, așa cum vedem chiar în Scriptură, când cineva este inclus într-o anumită categorie, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Da, dacă e așa, așa trebuie să rămână, da? Asta este, poate e mult spus, asta este soarta lui, dar asta este pedeapsa pentru ceea ce el a făcut sau orice altceva. Și atunci să nu vedem cele două dimensiuni ale judecății. Pe de o parte, corecția din partea lui Dumnezeu și pe de cealaltă parte, dreptatea pentru acele situații. Vedeți intenția lui Dumnezeu. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Asta este intenția lui Dumnezeu. Este o intenție pozitivă. Este o intenție bună. Numai că această intenție bună a lui Dumnezeu de binecuvântare este schimbată dramatic într-o casă de tâlhari. Cine face treaba aceasta? Tâlharii. Din nefericire, frații mei, și în biserică, până în ziua de astăzi, sunt tot felul de vagabonzi. Ei există și funcționează în așa fel încât deteriorează calitatea bisericii și a credinței lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu ia atitudine față de aceste acte de violență împotriva lui Dumnezeu și împotriva legii sale și împotriva... Ia acțiune. Dumnezeu judecă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu căruia să-i fi stat mintea. Nu. El judecă mai departe. Este actul fundamental al lui Dumnezeu în care continuu, în fiecare secundă, el deosebește binele de rău, neprihănirea de nelegiuire și așa mai departe. Când Dumnezeu este prezent, asta este prima sa acțiune. Și nu o face din cauza că e rău. Nu. Ci o face din cauza că e bun. Va vesti o lege mare și minunată, spune în altă parte. Asta este caracterul lui, diferențiind lucrurile. Mai gândesc la un aspect. Problema bolii este o problemă reală și acută a ființei umane în general. Acum, cred că există o mare dorință în oricare dintre noi și mai ales în cei care sunt afectați de o problemă de sănătate, ca lucrarea aceasta să se realizeze. Partea lui Dumnezeu, partea bisericii, într-o anumită formă, să se realizeze o formă de vindecare. În contextul discuției noastre, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Orice proces de vindecare, cred că ar putea să înceapă, ar trebui să înceapă cu elementul acesta. Al relegării omului de sursa vindecării. Erau cei, fratele Dăneață, cei bolnavi acolo în preajma templului. Îi găsim și în Faptele Apostolilor, când Petru și Ioan s-au dus la templu și acolo era un astfel de caz. Aur și argint, el asta probabil aștepta, că asta i-ar fi oferit oricine. Sursa vindecării vine prin legătura cu Dumnezeu. Iar lucrul acesta uneori se pierde. S-ar dori un element miraculos, un element la îndemâna noastră, un element care să vină prin intermediul omenesc, dar de cele mai multe ori punctul de plecare ar trebui să fie legătura omului cu Dumnezeu. Și biserica ar trebui să fie cadrul, dacă e posibil, curățită de ceea ce a fost menționat, cadrul în care să faciliteze această legătură a omului cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc. V-aș ruga să trecem mai departe, pentru că timpul ne grăbește, și să ne uităm la alt aspect al misiunii lui Hristos, și anume jertfa sa pentru neamul omenesc. Crucea și jertfa Domnului Iisus Hristos îl aduce pe Domnul Iisus Hristos în categoria nevoiașilor. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în această categorie foarte serios. Suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-au luat asupra Lui, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, și vă rog să observați, sunt aceleași categorii, cu inima zdrobită, cu săraci, apăsați. În altă parte spune, cine este orb ca robul meu, deci Domnul Iisus Hristos face, intră în exact categoriile astea. La finalul lecțiunii noastre aș vrea să încheiem cu Domnul Iisus Hristos, dar înainte de asta, ca un moment de un moment intermediar, care e planul Domnului Iisus Hristos cu biserica, de fapt? Care este planul lui? Ca biserica să vindece pe toți oamenii, să o transformăm într-o agenție socială, sau este planul lui Dumnezeu ca biserica să nu se ocupe cu asta, să se ocupe mai mult cu partea teoretică a cuvântului? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Și pe urmă să încheiem cu, zic eu, cu Domnul Iisus Hristos în situația acelui obișnuit. Dar cum e? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Cred că ne ajută un mesaj inspirat pe care posibil să-l cunoaștem cu toții, că Domnul Hristos se amesteca printre oameni, le cunoștea nevoile, le răspundea la acestea și apoi mergea mai departe, mergea de fapt până la capăt. Cred că rolul bisericii este unul asemănător. Nu putem fi detașați de situațiile societății, dar nici nu cred că, văzând felul în care a procedat Domnul Hristos, nu putem să avem ca singur obiectiv, unic obiectiv, doar acesta. Fără să mergem cu ambele mâini, să lucrăm cu ambele mâini. Pentru că acesta este cel spiritual, cel este de cele mai multe ori de natură teoretică, pentru că el transmite un mesaj și așteaptă un răspuns din partea omului, iar acesta este unul practic, unul vizibil, unul care poate fi ușor identificat. Intervin puțin acum ca să ne ajungeți la o concluzie până când mai aduc eu niște lemne pe foc. Okay. Ellen White spune că Domnul Iisus Hristos a vindecat mai mult decât a predicat. Când treaba asta a vrut să o facă Kellogg, și anume a vrut să transforme, să pună biserica la lucru într-o manieră de mare instituție medicală. Să transforme biserica într-o instituție medicală, spunând el, dacă vom face treaba asta, ne vom împlini misiunea. Ellen White vine, se opune acestei situații și spune, nu, biserica nu trebuie să se transforme într-o mare agenție medicală, deci de vindecare. Nu, nu-i bine așa. Și atunci, întotdeauna când se discută subiectul ăsta, unii folosesc citatul Domnului Iisus Hristos vindeca mai mult decât predica, alții vin și spun, nu, nu-i bine să vindecăm mai mult decât să... Unde este echilibru? Cred că în general avem nevoie de puțin discernământ pentru situațiile de felul acesta și nu putem da o rețetă care este relevantă în toate cazurile. Ceea ce mie mi se pare cert este punctul de vedere al fratelui Filimon, și anume că biserica nu poate să fie nici indiferentă la suferințele lumii și nu poate nici să devină exclusiv o agenție socială. Din considerente practice, din considerente teologice, pur și simplu, există alte spitale, există alte agenții care au ca misiune să rezolve problemele de felul acesta. Ionel, există resursele bisericii sunt limitate sau nelimitate? Din punct de vedere practic, resursele sunt limitate. Sunt foarte limitate. Dacă noi investim resursele acestea limitate într-o acțiune socială interminabilă, există riscuri? Clar. Care ar putea să fie riscurile? Riscul mi se pare
că în, în timp ce mă refer la vindecare, în mod specific, există spitale care se concentrează pe lucrarea de vindecare. Dacă noi am face același lucru, vor lua spitalele locul bisericii și vor propovădui ele Evanghelia? Mulțumesc. Mulțumesc. Cam aici ajungem. Pentru că ne vom îndrepta într-acolo, rolul Domnului Hristos a fost să salveze ființa omenească. În procesul acesta de salvare a fost nevoie și de dovezi concrete prin rezolvarea unor nevoi, prin vindecare, pentru a fi dovada vizibilă a intenției complete de salvare, de mântuire. De aceea cred că biserica are același rol de salvare, dar și cu aspecte vizibile, concrete, prin care să dovedească intenția aceasta, care e de fapt intenția lui Dumnezeu. Deci ne-am întoarce într-un fel la un alt aspect al credinței, credinței și faptelor, conflictul între credință și fapte. Credința fără fapte este moartă. Da? Deci dacă doar vorbim despre vindecare, despre rolul benefic al bisericii în societate și nu facem nimic în privința aceasta, biserica este un alt exemplu de fățărnicie. Dar dacă folosim resurse finite doar într-un aspect al lucrării, resursele se vor termina și aspectul celălalt al lucrării va suferi. Spuneți-mi dacă sunteți de acord cu mine. Voi spune doar o frază. Spuneți-mi dacă e bine sau nu. M-am tot gândit la ea. Degeaba vindecați dacă nu mântuiți. E corect sau nu? Este, cineva spunea, tot în o idee asemănătoare, noi nu avem intenția să, într-un program de renunțare la fumat, să-i ajutăm pe oameni să ajungă nefumători în iad, adică să la pierzare. Da? Și să ajungă nefumători pe de o parte, dar să fie și mântuiți mai degrabă. Deci, cumva extinde ideea pe care ați amintit-o. Domnul Hristos face același lucru. Nu doar declară, vine și spune: Dumnezeu este iubire, Tatăl este plin de iubire, vrea să vă mântuiască, transmite un mesaj și atât. Și vedem exact din pasajul amintit, Isaia 53, că El se identifică. Deci asta dovedește că merge și la nivelul practic. Purtând același mesaj, avându-l permanent chiar în contextul acțiunilor reale de rezolvarea unor nevoi, păstrează mesajul acesta, dar și acționează practic. Aș veni la punctul 2. Rădăcina oricărei vindecări e credința. Și din punct de vedere a celui ce vindecă, nimeni nu poate vindeca dacă n-are credință. Și a celui ce este vindecat, nimeni nu poate fi vindecat fără credință. Din cauza asta, orice element de vindecare trebuie să pornească din credință. Și atunci, în sensul ăsta, biserica este mai mult decât un spital. Pentru că din anvonul bisericii care oferă credința, pornește vindecarea pe băncile bisericii. Cel ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie un vindecat prin credință, care să ofere mai departe vindecare tot prin credință. Okay. Vă mulțumesc. Cred că ne apropiem de concluzia studiului. Discuția pe puncte îmi sugerează lucrul acesta, printre altele. V-aș ruga să completați acest tablou. Ce altceva mai trebuie menționat în concluzia studiului? Cred că ar trebui să încheiem studiul cu Isaia 53, cu Domnul Iisus Hristos, care se așează pe sine printre cei oropsiți, printre cei cu nevoi. Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de apă, Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de mâncare, Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de odihnă, Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de bani, Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de casă atunci când s-a dus în casa lui Lazar. Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de toate lucrurile astea. El n-a avut nimic
tocmai pentru ca alții să-i vină în întâmpinarea nevoilor sale. Din cauza asta, la vremea sfârșitului se spune că ori de câte ori ați făcut unul dintre lucrurile acestea celor mai neînsemnați frații ai mei, să știți că eu am fost în persoana lor. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, cei săraci vor fi totdeauna cu voi până la sfârșitul timpului, pentru că Domnul Iisus Hristos s-a pus pe sine în situația să aibă cele mai mari nevoi, așteptând să fie îndeplinite de către ucenicii săi care erau lângă el. Mulțumesc! La final aș relua și aș accentua ideea pe care am discutat-o, că lucrarea credinciosului, a bisericii în general, trebuie să fie călăuzită de Duhul Sfânt și în privința aceasta. Pentru că altfel fie putem cădea într-o extremă, spre a deveni doar o unealtă, un instrument de a rezolva niște nevoi vizibile, fie de a nu duce această lucrare până la capăt și anume a transmite și mesajul mântuitor. De aceea e mare nevoie ca lucrarea aceasta să fie făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt și a cere călăuzirea îndrumarea Duhului Sfânt în a interveni în nevoile societății. Mulțumesc! Interesant este că ar trebui ca oameni ai bisericii să-i căutăm pe acești nevoiași ca să-L găsim pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc mult pentru ideile prezentate astăzi. Cu siguranță ar mai fi mult de discutat. Subiectul este mult mai vast decât l-am putea noi acoperi într-o oră și 10 minute. Dar cred că avem un început bun aici și ascultătorii noștri se vor putea folosi de ideile prezentate astăzi. Vă dorim un studiu binecuvântat de Dumnezeu. El să ne călăuzească și în studiu și în lucrarea pe care o avem de-a face în fiecare zi. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!